cruce vulcanică care plutește în aer și cu timpul se depune pe luciul acestei ape. Depunându-se, formează o crustă pe el. Pe crusta respectivă se instalează un mușc numit sfagnum. Acest mușc trăiește, moare, putrezește, se stratifică. În 12-15 mii de ani se transformă în turbă. Turba ocupă suprafața lacului, rămânând 20 de ochiuri de apă, care sus e deschisă.